În alt județ al Moldovei, Neamț, am făcut repetate campanii de evanghelizare care tot așa au adus un mare număr de oameni la cunoștința adevărului și unii au spus da Domnului Iisus Hristos și cuvântului Lui, alții au spus nu. Eu cred că foarte mulți din cei care au spus nu, și nu numai aici, ci în toate campaniile, mulți din cei care au spus nu, vor ulterior sau au întors la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin cuvântul semănat. Am avut experiența aceasta, nu aici, în Neamț, în altă localitate, o persoană când am ajuns în zona acolo și m-a văzut, a venit la mine, o dat mâna cu mine și m-a întrebat, mă mai cunoști? Și am zis, așa cunosc multă lume. E posibil să te fi cunosc, dar nu știu de unde te cunosc. Zice, eu sunt ăla care te-am înjurat și n-am vrut să stau de vorbă și până la urmă am stat de vorbă, dar m-am rugat așa, m-am rugat ca să mă lași în pace. Și și-a spus numele și când și-a spus numele mi-am adus aminte de el. Și am fost uimit să văd cum Dumnezeu lucrează și după ce trece campania de evanghelizare prin cuvântul pe care a fost semănat. Și de asta spun că în multe locuri eu cred că Dumnezeu a întors la el multe din persoanele care au spus nu sau care s-au rugat superficial. Iar așa în județul Argeș am întâlnit o persoană care spunea că a venit la el. Tot așa era o campanie de evanghelizare și a venit la el un pocăit și i-a deschis Biblia și i-a arătat din cuvântul lui Dumnezeu că care este adevărul, că nu este ceea ce preoții spun adevărul, ci este ce spune Biblia și i-a arătat din Biblie și i-a spus lucrurilor pe nume. Au fost foarte impresionat de lucrul ăsta și au zis, dar pe mine nu m-a interesat nimica, nici ce spune preotul, nici ce spune Biblia. Și omul ăsta a insistat de mine să-mi spun o rugăciune. Și atunci, zice, am făcut rugăciunea asta așa, numai ca să plece, să mă lase în pace. Și spune că Dumnezeu, după aceea, l-a adus într-o stare foarte critică, în care el, Duhul Sfânt, i-a adus aminte că a făcut o promisiune lui Dumnezeu. Și atunci el s-a întors la Dumnezeu cu adevărat. Și spunea, zice, de la o rugăciune făcută superficial, mi se trage mie pocăința și relația mea cu Dumnezeu. Și aici, în Târgu Neamț, au fost foarte multe mărturii, foarte multe persoane care s-au întors la Dumnezeu, pentru că, din cauza că românii din Piatra Neamț au fost foarte închiși la Evanghelie și au refuzat cuvântul lui Dumnezeu. Foarte puține persoane au vrut să stea de vorbă cu noi. Mai puține s-au hotărât. Atunci, cu fratele care era acolo în zonă și cu care am umblat ca să predicăm Evanghelia oamenilor, omul acesta avea o inimă pentru Dumnezeu extraordinară. Avea un trecut impresionant, pentru că omul acesta, pe timpul ocupației comuniste, pe timpul rânduirii comuniste, a avut de suferit foarte mult din pricina cuvântului Dumnezeu și... Abonează-te chiar acum!